Dragilor, neapărat trebuie să vă susțineți concurenta preferată. Votați neîncetat, trimițând SMS la 1220, doar cu indicativul preferatei voastre, exact așa cum apare în acest moment afișat pe ecran. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro, TVA inclus. Serviciul este disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom Mobil și Digimobil. Excepție făcând utilizatorii Prepay ai Orange România SA, pentru care tariful aplicabil este de 1,23 de euro, TVA inclus. Cu ținuta de ieri, următoarea concurentă m-a dus așa cu gândul la copilărie, la vremurile în care făceam balet și m-am bucurat, dar astăzi unde mă va duce concurenta cu această ținută? Azi este ținută? Șefa școlii, e directoare. O să mă gândesc la ceva experiențe și de acolo. Te aștept, Maria. Avem dezvăluiri. Bună seara, Maria! Bună seara, Au revenit Elisa. Scrisorile? N-au revenit scrisorile. E o hârtie, ai scos poveste. O hârtie, o foaie de hârtie. Am scos o hârtie, dar este despre altceva. Domnul detectiv nu a dat nicio veste momentan. A plecat în vacanță, e clar. A plecat, îmi pare rău să te dezamăgesc. Mie. Chiar... M-am decis. Ok. Să fac o asociație politică. Ok. Asociația Emoționaților Români. Emoționaților? Români. Pentru că mi-au scris foarte, foarte multe persoane că și mi-au înțeles poziția, că sunt foarte, au foarte mari emoții de foarte multe ori și sunt convinsă că foarte mulți dintre noi am trecut prin acest sentiment. Doresc să normalizăm și existența emoțiilor, de fapt. Foarte multe fete, doamne în vârstă, fete care vor să vină la Bravo, dar credeau că nu se pretează pentru că aveau această fire emotivă și introvertită puțin. Și când m-au văzut pe mine, au realizat că, băi, se poate și așa și pot face chestia asta, pot merge pe drumul ăsta. Chiar sunt mai bine și cred că am început să văd acest platou ca acasă. Inițial m-am gândit să fie o formațiune politică. Dar dacă e să facem un calcul, F-R-A-R, nu sună prea bine. F-R-A-R. Nu sună prea bine. Și am zis să funcționăm pe aer. Mai pentru bine. Că, da, avem nevoie de aer. Bine, Maria, mi-a plăcut povestea și te felicit, bravo. Se înscrie cineva în partid? Jazz, să nu se înscrie, că e toxică. Ioana e acolo, atât? A, și Rebecca? Hai, că aș fi vrut și eu. Rebecca! Alexandra, cum arată ținuta? Ești foarte frumoasă, arăți foarte bine. Nu-mi dau seama de aici, nu prea văd bine. Îmi dau seama că bereta este albastră. Nu-mi dau seama dacă și costumul e albastru sau e negru. Da. Nu da, văd. Da, e albastru. E albastru, nu văd bine. Da, ok. Da. Okay. Da, îmi place mult ținuta. Mulțumesc. Iris? Ești superbă. Îmi place foarte mult că rochia cumva nu are, adică, scuză-mă, fusta nu are exact același print de pe sacou, ci deși face parte de acolo, cumva romburile se unesc fix la mijlocul fustei. Asta mi se pare cumva detaliul cel mai plăcut la această ținută. Îmi plac foarte mult mânușile pe care le-ai ales. Îmi place tocul pantofului. Un mic amendament. Cred că nu-mi place materialul cămășii, dar cred că se vede prea puțin încât, da? E o mătase. Pare prea lucios sau... Da, probabil și din cauza luminii și... Poate, și se reflectă probabil și de la... Bănesc că ai un cercel? Nu, e o broșă. E chiar o broșă? Da, îmi place foarte mult locul tău, da. Și văd că aici niște cercei mici, mici, acolo, subtil, drăguț, părul, îmi place, make-up-ul și vreau și eu... Aia așa, am depisat de unde luat-o și mă duc să-mi cumpăr și eu pe ce toate culorile. Ce aia? Ce aia? Să știi. Pasca, pălăria, bereta... Oh, Ilinca, lasă, atunci nu ne interesează pe noi două. Toate culorile mi-au.
Tocă, da? Bine, fetelor, mulțumesc da. Foarte mult. Vedem ce spun jurații da. Despre ținută. Maria, în fața lor, mulțumesc, te rog. Pilinca. Bună seara, Maria! Bună seara! Îmi place foarte mult acest navy blue pe tine și vreau să atrag atenția că ăsta este un adevărat navy blue. Sunt foarte multe controverse legate de această culoare. O culoare care funcționează cumva încă de prin 1800-1700, 50-60, ceva de genul ăsta, perioada în care s-a adoptat culoarea asta în marina regală englezească. Îmi place și modul French pe care îl prezinți în același timp, odată cu melodia pe care ai ales-o și cu bereta asta de pe cap, cumva mă duci într-o zonă pariziană și da, e un look extrem de bine construit. Mi-ar fi plăcut ca acest look să aibă și ceva foarte prezent, foarte actual, nu știu, un element neașteptat. O luăm de la capăt. Finețe de Taylor. Căptușala costumului pe care îl porți este tot roșie. Incredibil. Broșa pe care ți-ai pus-o. Pantofii roșii. Acum, nu știu cât au costat pantofii ăștia, că nu se știe că am o damblat pentru niște pantofii roșii care costă 350 de lei. Nu. Sper că nu s-ai tăi. Nu vă mai cumpărat pantofii. Adică, de 350 de lei, da, dar forma asta, never mind. S-au vândut bine după TikTok-ul ăla, să știi că nu mai găsești nicăieri. Pă bune, pantofii nu mai găsit. Eu cred că i-au scos de pe piață. Da, exact, au zis că s-a stăpânit. Nici mie nu-mi plac pantofii, nu aș purta, dar mi s-au părut potrivit ținut. Sunt integrați perfect în ținută. Toca, să știi că nu ne interesează de decăpăratul pe mine și pe Ilica. Ție stine perfect, dar noi două chiar n-avem ce să facem cu toca aia în viață. Dragă, felicitări. Mulțumesc mult, vă mulțumesc. Ai scos complet modelul ăsta Sicily, mă refer la geantă, da, da. Din zona în care această geantă în general defilează sau circulă pe marile și micile scene. Ținuta are ceva foarte antelo, foarte parizian, retro, Dior, dar și de cafenea literară. Adică ce ai reușit tu prin strictețea acestui styling, prin fittingul costumului, beretă, forma beretei, culori, roșu, cât de mult roșu și așa mai departe, a fost tocmai chestia asta. Să aduci și o notă antelo în acest styling, adică nu vorbește doar despre o lejeritate pariziană sau despre o chestie superficială, a la modă, doar chic, ai adus și acea chestiune, ai punctat prin această nuanță de cafenea literară. Și asta mi se pare că particularizează foarte tare ținuta, așa cum tu o faci cu foarte multe dintre styling-urile pe care le propui. E impecabil ce ai făcut în seara aceasta. Bravo! Mulțumesc mult! Vă mulțumesc din suflet! Bravo, Estil Maria! Da! Mulțumesc, Alex, mult! O să țin cont! Eu vreau să spun ceva, nu pot să dau niciun bravo, Estil, până nu vreau să mă văd cu toca aia în cap, pentru că tot iau un Kitten Hill. Dar de ce te ții de sân când spui asta? Îți ținea respirația. Așa zic, așa să respirați. Vrei să-ți o dau? Da, ca să mă vorbesc cu toca. Hai să încercăm să-i facem un fitting. Vino cu acest. Ia, te rog, ia. Dar nu mutați bretonul. Asta e cazul, nu e cu breton peruca. Ia, pune o toată și o pun și o dată. Are și ceva. Ia, vrea și Moris. Mai la mine, mai la mine. Nu, eu ți-o pun și o dată. Da, pune-mi și o dată. Da, doar o dată pisico. Aoleu, ce-i asta, mamă? Ia. Sunt pictorița laică. Pictorița laică. Ești reușițică? Da, dacă mă lași, Alex, dacă mă lăsați, da. Să-ți o pun și-o odată. Ești da, companie mamă, de dar pune-mi de mai... Așa-i pe cală. Și discuție. Se vede că nu poți să țin ochii deschide. Poți, dragă, deschide. Iată, hai. Asta e! Asta e! Cred că semăn cu aia care au scăpat în permisie, ăia după Navy. Așa. Trebuie să încerc și eu? Da! Îmi place de voi mult, mult. Bă, dar când prinde... E de acolo, Boris, e de acolo. Dă-te la mana. Dă-te. Nu, că trebuie să iau pe... Dă-te-am pe sub tocă. Nu, dar fii atent. E bine așa? Perfect. Vrei mai sexy? Vrei mai sexy? Da, poți mai sexy? Da, pun ochi. Șai! Pun ochi. Ia, Alex, ia. Să fii aia. Băi, nene, urâtă-i toca asta și bine este lui Maria. Băi, e urâtă. Dacă mi-am stricat părul, vă omor. Nu mi-am stricat, nu? Te rog eu frumos.
Nu, te rog eu frumos, spune și tu, n-avem cum, trebuie să ne punem toți trei aici în jurul ăsta. Dar eu am capul mare. Zici că e smiley. Zici că e smiley. Iartă-mă, smiley. Apoi, păi, și eu am capul mare, că tu ține cont plus peruca la... Superb exercițiu. Mai avem un calificativ. Bravo, stil. Mulțumesc mult. Ești bine, ești bine. Felicitări, Maria, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Mulțumesc mult. Bună seara, dragii mei. Dacă sunteți doriți să faceți parte din partid alături de mine, votați 12 la 1220. Vă dau mai multe detalii curând. Ne auzim.